Bună, sunt Bianca Popescu și vă spun Look Who's Driving. În ediția de astăzi o avem invitată pe Anca Nuță, director de comunicare și marketing într-o bancă. Bună, Anca! Bună, Bianca! Te invit să mergem în mașină. Te rog! Hai! După tine! Îți place viteza? Îmi place câteodată, câteodată e bine să te oprești și să respiri până la 10, cum îmi spune mama, înainte de a lua o decizie, înainte de a spune lucruri, înainte de a articula anumite situații. Cu ce viteză iei o decizie? Depinde foarte mult de decizie. Sunt decizii pe care le iau foarte repede și merg foarte mult pe instinct și sunt alte decizii pe care le iau mai puțin repede, gândindu-mă, analizând toate opțiunile și mai ales în deciziile de business, consecințele. Când apeși mai tare accelerația? Apăs accelerația în general în afara orașului. Îmi place să conduc mai cu viteză, dar niciodată depășind viteza legală. Când depășești limita? Nu prea depășesc limita, decât dacă e vorba de creativitatea. Când știi că trebuie să pui frână? În general, lucrul ăsta ține de experiență și cred că cu cât acumulezi mai multă experiență într-un domeniu sau într-o zonă în care lucrezi, cred că lucrul acesta te învață să fii și precaut și să te oprești atunci când trebuie. Câteodată chiar nu trebuie să pui frână și e important să știi să accelerezi exact în momentul potrivit, astfel încât să te lansezi cât mai repede în direcția respectivă. Îți urmărești concurența în retrovizoare? Întotdeauna. E bine întotdeauna să știi ce se întâmplă în jurul tău, mai ales dacă dorești să fii autentic și să te diferențiezi. Cu cine te-ai așezat la linia de start pentru un concurs? Cu cineva mult mai creativ decât mine. Eu, lucrând de foarte mulți ani pentru același brand, cred că m-aș așeza la linia de start cu oameni creativi din agenții care au lucrat de-a lungul timpului pentru mai multe branduri, care au acumulat mai multă experiență și de la care poate aș putea să învăț lucruri noi. Pe tine cine te conduce? Eu, Anca Nuță. Cum semnalizezi când vrei să te faci observată? Tot timpul cu argumentele potrivite. De cele mai multe ori probabil avem tendința să ridicăm vocea, să ne susținem foarte mult ideile, însă am învățat de-a lungul timpului că atunci când ai argumentele potrivite și mai ales când îți asumi curajos, responsabil, toate consecințele, întotdeauna te vei face auzită. Ești de dreapta sau de stânga? Întotdeauna de dreapta. Cine stă în dreapta ta? Familia. Întotdeauna familia a fost în dreapta mea, a fost alături de mine și m-au susținut de câte ori am avut nevoie. De la cine ai învățat să conduci? De la bunicul meu. A fost mentorul meu în viață. El m-a învățat de-a dreptul să conduc când am făcut primele cursuri. Mașina, exact. Cine e centura ta de siguranță? Familia, din nou, întotdeauna. În spatele cui ai vrea să mergi? Cred că în spatele meu. În spatele meu aș vrea să merg pentru că sunt genul de om care îi place să-i prindă pe ceilalți atunci când au nevoie de ajutor. Și nu m-am dat niciodată în lături să fac acest lucru. Care crezi că este cea mai mare sau cea mai gravă contravenție în viață? Cred că să minți. Câte penalizări ai luat și de la cine? Oho, destul. De la șefii mei, de la bunicul meu, de fiecare dată de câte ori greșeam, de la șefii mei de destul de multe ori, însă toate au fost un pas înainte. Îți mulțumesc foarte mult, Anca, pentru interviu și noi ne vedem în episodul următor de Look Who's Driving. La revedere!